Bună, dragilor, și bine ați venit la rețeta video de astăzi. Supă cremă de morcov, mere și ghimbir. Una dintre cele mai aromate supe, colorată și foarte sănătoasă. Ingredientele pentru supa cremă de morcov, mere și ghimbir sunt 1 kg de morcovi, 4 mere medii, 2 cepe medii, 3 linguri cu ulei, o bucată de 4-5 cm de ghimbir, un ardei iute, câteva frunze de mentă, un sfert de linguriță cu nucșoară rasă, sare, piper măcinat, 1,5 litri de apă sau de supă caldă. Acestea sunt toate ingredientele. Mod de preparare pentru supa cremă de morcov, mere și ghimbir. Tăiem ceapa în bucățele mici. Tăiem morcovii în rondele subțiri, asta pentru a fierbe mai repede. Curățăm semințele ardeiului iute, apoi îl tocăm mărunt. Când terminăm, ne spălăm foarte bine pe mâini. Radem ghimbirul pe răzătoarea mică. Pregătim aragazul și o cratiță în care punem uleiul. Adăugăm ceapa, amestecăm și ocălim cam 2-3 minute. Punem rondelele de morcov, ghimbirul ras și ardeiul iute, amestecăm și călim cam 5 minute. Turnăm apa caldă sau supa de pui sau de legume și lăsăm să fiarbă până când legumele sunt moi. Între timp, tocăm mărunt menta și curățăm merele de coajă, apoi le tăiem în cubulețe. Când morcovii sunt moi, cam după 15-20 de minute, punem în cratiță cubulețele de mere, amestecăm și mai lăsăm să fiarbă 5 minute. Închidem aragazul și lăsăm supa de legume să se răcorească puțin. Apoi o pasăm cu un mixer vertical sau cu un blender până când obținem o cremă fină. Presărăm deasupra nucșoara rasă, condimentăm cu sare și piper măcinat, amestecăm și gustăm. Punem deasupra menta tocată și servim caldă cu crutoane și o lingură cu smântână deasupra. Aceasta este recomandarea rețeta video pentru supa cremă de morcov, mere și ghimbir. Poftă bună! Vă mulțumesc tare mult că mă urmăriți și vă aștept cu drag pe rețeta-video.ro, pe pagina de Facebook și să vă abonați la canalul de YouTube.